absolut convinsă că prin intermediul vinurilor românești putem contribui la imaginea României însăși. Anul trecut m-am deplasat la aproape toate cramele din România și din Republica Moldova. Am degustat aproximativ 3.000 de vinuri și după ce am ales eu vreo 214 vinuri, am zis, ok, acum cu aceste vinuri ce urmează să facem? Nu am vrut să îmi asum singură responsabilitatea acestei clasificări prezente în Cartea Vinurilor Românești. Am invitat 8 colegi, 8 degustători specialiști internaționali în vinuri din diverse zone ale lumii, din Boston, din Coreea, din Franța, din Italia. Și anul trecut, cam pe această vreme, eram cam tot aici, la Hotel Privo sau la Valea Verde, unde a avut loc jurizarea acestor vinuri. Așadar, am cerut ajutorul lui Marius Danciu, Adina Ploteanu, și am spus, aceste vinuri trebuie neapărat conservate și păstrate și inventariate la cele mai înalte standarde. Am ajuns să am nu doar contribuția și sprijinul vostru, dar și să cunosc cu adevărat profesionalismul de care ați dat și dați dovadă în continuare. Urmă, vinurile au fost jurizate, clasificate la Valea Verde, Ulrike și Ionas, cărora le mulțumesc din suflet și care sunt astăzi aici, alături de noi. După care, am început aventura realizării și editării acestui volum, acestui ghid, care deja avea unele pretenții. După volumul 50 de vinuri românești, când întâlnesc 50 de preparate culinare italiene, pretențiile și așteptările, nu doar ale mele, cât și a celor care deja cunoșteau acest volum, erau mari. Și atunci am început să caut în continuare parteneri pentru a putea realiza acest volum. De ce spun parteneri? Acest proiect este unul privat. Nu s-au nici cerut, nici obținut fonduri de la instituții publice. S-a cerut sprijinul, încrederea și prietenia celor care chiar cred în vinurile românești și în viitorul nostru, a tuturor. Pentru că atunci când vorbim despre vin, vorbim despre oameni. Așadar, am reușit să publicăm acest volum. Pe data de 13 aprilie a avut loc prima lansare la București. A mai urmat o lansare, două, și ne-am trezit din nou la Târgu Mureș după încălzire care a avut loc la Valea Verde de Paște. Așadar, la Hotel Privo va avea loc și a doua ediție, tot împreună cu Valea Verde. Așadar, este un ghid anual. Nu este doar o carte care ne încurajează și ne oferă posibilitatea de a cunoaște vinurile românești și de a le recunoaște, ci este un instrument pe care aș dori să ne putem baza an de an și să crească împreună cu noi și cu pasiunea noastră pentru vin, pentru vinul de calitate.